ne-am mobilizat foarte tare la începutul pandemiei, pentru că știam în ce situație ne aflăm, adică mai rău decât la colectiv, pentru că mai trecuseră niște ani și în continuare nu se făcuse nimic, nu se investise în spitale. Și știind unde ne aflăm, ne-am dat seama că ar trebui să facem cumva să evităm să ajungem în spitale, iar dacă ajungem, personalul medical să ne poată trata, să aibă la dispoziție echipamente de protecție, pentru că altfel ar fi căzut pe capete, și să aibă la dispoziție locuri și infrastructură pentru a trata, pentru că terapiile intensive sunt pline de bacterii nosocomiale, pentru că spitalele nu au circuite nici în condiții normale, dar atunci când vine o astfel de pandemie și trebuie să separ circuitele cu pacienții COVID și non-COVID. Am adus din China un avion cu echipamente de protecție de aproape 2 milioane de euro pe care le-am repartizat în 140 de spitale. Practic am trimis în toate județele din țară și la toți cei care ne-au cerut, ăsta a fost criteriul, deci spitalele care ne-au cerut, oamenii care ne-au cerut. Știu că am făcut un formular online pentru că eram năpădiți de cereri și fiecare își completa acolo și am reușit să trimitem tuturor. Știam cumva foarte clar în ce situație se află sistemul de sănătate și știam foarte clar care sunt problemele. În primul rând că nu existau suficiente locuri la terapie intensivă, că nu existau suficiente ventilatoare, că nu aveam dezinfectanți în spitale, după cum bine știm, că nu raportăm infecțiile nosocomiale și că personalul e lăsat cu mâinile goale în fața virusului. Într-o noapte a venit oane ideea că ar trebui probabil să facem aceste spitale modulare pe care am și început să le facem și a discutat cu echipele cu care lucrăm în momentul acesta la Spitalul Marie Curie și s-au mobilizat și au făcut proiectul. Acest proiect a fost propus Guvernului României ca soluție pentru întreaga țară, doar că n-am primit niciun răspuns, iar răspunsul pe care l-am primit făcând presiune a fost unul informal și care spunea că sunt scumpe, domnule, aceste spitale pentru Guvernul României, adică cam cât costă? 2 milioane de euro, estimăm noi. 2 milioane de euro e foarte mult pentru Guvernul României. Și atunci ne-am apucat de făcut spitalul modular la Elias. Deși, cum spuneam, e singurul spital, n-a venit nimeni să ne întrebe cum l-ați făcut, haideți să vedem, să ne consultăm, să facem mai bine decât ceea ce ați făcut. Și, din păcate, suntem singura soluție pentru țara asta în astfel de situații, pentru că a apărut situația dramatică de la Piatra Neamț, despre care aș vrea să spun că ar fi putut să se întâmple oriunde sau ar putea în continuare să se întâmple din nou în țară, pentru că acestea sunt spitalele foarte vechi, chiar dacă s-au adus echipamente noi, ele au fost puse pe o infrastructură veche, pe o instalație electrică veche, și la Piatra Neamț suntem singura soluție din cauza acestei birocrații în care nu poți să demarezi un proiect peste noapte așa cum putem noi. Deși noi nu avem la dispoziție banii din impozite pe care ei îi au. Deși noi trebuie să strângem acești bani și să-i convingem pe oameni că ceea ce facem noi e foarte bine și salvează vieți.